E 8 dimineața, suntem în Chitila. Mergem la 10 în Leaota. Mergem în Leaota și după aia la Revelion, la petrecere. Decembrie, Mănăstirea Runcu. Mergem pe munte și după aia mergem la Revelion. Bam, scurt. Au, mergem spre cabana Leaota și vârf Romanescu. Nu mai promite chestii pe care nu le putem respecta. Că nu se știe dacă vine. Păi da, trebuie să țintești sus. E concediu. Sus, frate. E concediu. Sus. E pre-Revelion ce facem noi. Mergem să ne îmbătăm, să dăm artificii. Bine, mergem la cabana Leaota. Nici asta nu garantez. Vedem unde ajungem. Mergem pe aici. Da, exact. Dung albastru până unde putem. Da, vedem. Ai lăsat-o acolo. Asta s-a întâmplat. Am o vodă, mă. Hai, mă, Hans, ia-o tu. Ia-o tu și dă-o lui. Mars. Am plecat de la mănăstire și acum mergem spre cabana Leaota. E super multă gheață pe aici, dar o să părăsim drumul ăsta curând. Bă, ce-mi lipsea iarna. Iarna frumoasă, lugerul. Voi aveți iernile mai nașpa în Austria acolo? Este mai frig. De ce? Ce? De ce? Unu, n-am mers aproape deloc. Da, am mers. Da, am urcat cam vreo 250 de metri altitudine. Slăbut, dar bine, acum suntem în concediu, Revelionul curând, pre-Revelionul la munte. Urcăm ca niște turbați. Eu sunt robot, nu mai simt nimic. Doar merge așa și nu mai simți durerea. Ușor, ușor crește și nivelul zăpezii. Văzut și niște urme de urs mai devreme. Parcă și câteva de mistreți. Nimic nou. A început să ningă. Începe mai serios? Bă, hai mă să mergem. Mai stai, mă. Încă ninge. Încă n-am plecat. Încă n-am plecat. Dacă începe mai rău, putem să știm și să ne întoarcem la mașină. Așa că ne aventurăm prea mult. În final plecăm. Hai măcar până la cabana Leaota. Am ajuns la cabana Leaota. Acum să vedem dacă putem să stăm aici. E cam târziu să mergem mai departe. Foarte puțin. 4 și un sfert. Urmează analiza tehnică a cabanei. Nu știu ce să zic. Man. Da? Da. Mă, ce nașpa. Da, mă, merge. Uite, mă, dormim aici. E singurul loc unde au paturile lemne pe ele. Am înțeles că stăm sus, nu? Ați investigat. Sunt niște paturi, e cea mai bună alegere. Da.
Avem sau să punem ori asta, ori să punem cortul în zăpadă aici. Nu, punem cortul în cabonu. Nu pot să cred. Așa da. Câte ceasul? 5. Să fie 5. Pregătim să intrăm să punem cortul sus în cabană. Nu cred. Da, mai bine punem cortul. Ați mai văzut cort în cabană? Deci această secțiune a cabanei este cea mai bună pentru dormit. Dar are multe bacterii și bănuim că sunt bacterii preistorice. Inclusiv o tulpină de mucegai foarte, foarte veche. Așa că punem cortul aici. 7.35. Am instalat aici bricurați vizator. Hai, noapte bună. Neața, vecine. Neața. Merge treaba? Merge, merge. Ca la munte. Ca la munte, da. Hai că ne prindem noapte aici. Este super târziu. La 12. Ninge frumos din nou. Dormi bine în curtul din camera din cabană. Hai să facem asta, să mergem. Nu știu de ce vreau să fie. De programa de quiz. Hai, mă, trebuie să întindem asta. Trebuie să dacă îl punem afară, ar fi mai bine? Nu. Cred că e mai mult. Cred că e mai mult de 1.5. 1.5. Și... Că mergem la Romanescu. Sună bine. Am zis, cred. Asta sună bine, dar uite. Mai avem 3 ore de lumină. Aha. Niște boschetari. Da, chiar suntem. Dar da. Suntem în concediu. Și este foarte târziu. Vreau să mergem mai devreme de la Romanescu. Cât de șmecher e afară. Ninge așa, cam poveste. Thank you.
am mai ajuns la vârful Romanescu. Ne vom mulțumi cu ce. Un apus superb și încolo e petrecerea de Revelion. Unde trebuie să ajungem în seara asta. 4:22. Foarte aproape de vârful Romanescu. E după ăla. Da, uite cum e aici, Melvine. Da, chiar e foarte șmecher. Cât de mult a meritat să urcăm. Și astea sunt ultimele clipe ale soarelui. 10 minute a dispărut de tot. Și noi mergem spre cabana Leauta, să ne strângem cortul și să nu luăm ghiozdanele. Probabil mai facem o oră până la cabana. În vreo oră strângem cortul. Încă două până la mașină. Hai, avem o grămadă oricum. Sper nebunie zăpada asta. Hai, s-a dus freestyle. Cu ocolire de braț, superbă execuție! Ora 5 și aproape am intrat în pădure. Mai puțin până la cabana Leauta de aici. Ne prinde noaptea pe traseu. Planul e să ajungem la cabana Leauta, să ne luăm alea și pe aia să mergem spre mașină. Nu se lasă deloc apusul ăsta. Noi mai avem puțin și ajungem la cabana. Cam 3, 2, 1. Și am ajuns. 5:35. Cabana Leauta. Să stingem cortul. Ne pregătim să plecăm. Ne așteaptă petrecerea. Gata, o. Da. Hai să mergem. Închide ușa frumos. Frumos în cabana Leauta. Mergem comando spre mașină. 3 km până la mănăstirea Runcu. O fără 20 și am ajuns. Ce fac, mă, Shaggy? Uite bine, fac burger. Suntem în Runcu. Sunteți în Runcu? Da. E gata grătarul? Da, gen, burger e gata. La fix, ajungem și noi imediat. Bine. Hai, bine, pa. Ha, da. Mamă, cât de forță e. Frumos. La, da. Nu e asta, nu? Ba, da. Asta e. Acum las în spatele lui. Ce faci, mă? Ce faceți, mă? Bine ați venit, bine ați venit. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Bună seara, bine ați venit. Bine ați venit, bună seara.
Ha, 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 ha